Suntem la granița României. În partea mea stângă este Dunărea și Serbia. O țară care a trecut prin război, o țară care recuperează foarte mult, vine din spate, deși nu a avut șansa României de a fi încă de acum 10 ani Uniunea Europeană și de a putea să acceseze fel și fel de fonduri de dezvoltare. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc, ci despre altceva. Ați văzut câteva imagini montate la început cu porțile de fier, barajul de la porțile de fier și calea ferată care este undeva jos sub noi, se cațără pe stâncă. Vreau să vă vorbesc despre două lucruri foarte importante. Pe Transalpina v-am vorbit despre cât de bogată este România din punct de vedere al resurselor naturale. Strict din punct de vedere a ceea ce Dumnezeu a lăsat pe acest pământ, pe acest teritoriu care este patria noastră. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un alt tip de bogăție. Un alt tip de bogăție care a fost parazitată, sufocată, distrusă de corupție. De corupție, corupție și hoție și furt, construite într-o adevărată piramidă a parazitării resurselor statului de către ceea ce noi denumim hashtag ciuma roșie, FSN, FDSN, atenție, ramura PSD, dar și altă ramură, ramură care pe vremea guvernării, pe vremea mandatelor de președinte a lui Traian Băsescu era reprezentată de mafioata șefă, infractoarea fugară Elena Udrea. O, un personaj în jurul căruia s-a strâns un fel de mafie care seamănă foarte mult cu mafia lui Liviu Dragnea. Un personaj care este condamnat în justiție, are statut de infractoare și este fugită în Costa Rica. Dragii mei, vă spuneam și în alte comentarii că chiar dacă nu ar fi halucinant de corupți, obscen de corupți, revoltător și scandalos de corupți, cei care reprezintă actuala clasă politică, tot ar fi trebuit să nu mai fie veci pururi votați de către oameni și să fie scuipați afară, curățați prin procesul normal de vot pentru lipsa lor de performanță. De ce? Pentru că în 1989, când l-a omorât pe Nicolae Ceaușescu, regimul comunist, care are părțile lui rele, foarte multe, dar are și părțile lui bune, le-a lăsat pe mână o țară care, printre altele, avea o infrastructură energetică și o infrastructură feroviară bine puse la punct după standardele anului 1989. Dacă aceste infrastructuri, și astăzi vreau să mă refer la infrastructura energetică, de aceea am oprit aici la porțile de fier, care sunt hidrocentrala de la porțile de fier, este vârful, dacă vreți, cel mai cunoscut proiect energetic al României. Dar România a fost împânzită cu hidrocentrale sub regimul comunist, care puteau să asigure independența energetică acestei țări, care, dacă vorbesc de acest sistem hidroenergetic, ar fi fost gestionat cu bună credință, cu onestitate și cu cinste, acum ar fi pus România într-un statut de forță economică în sud-estul Europei. Probabil că dintre toate fostele țări socialiste, România ar fi fost cea mai dezvoltată economic. Și vreau să vă explic de ce acest lucru nu s-a întâmplat. Ce vreau să vă spun însă înainte de asta, ideea de bază este că și dacă Dragnea și alți șmecheri din politică n-ar fi fost putre de bogați cu niște averi pe care nu pot să le justifice, și dacă ar fi trăit într-un apartament de bloc, un apartamentul din turnul Măgurele pe care l-avea inițial ca și consilier local, tot ar fi trebuit ca oamenii să nu mai voteze veci purul și să-i considere nefrecventabil. Pentru că au luat o țară cu zero datorii externe, cu sisteme energetice bine puse la punct, cu sisteme feroviare bine puse la punct, cu o industrie ușor întârziată, o țară pe care în 30 de ani i-au adus-o în ruină, oameni buni. În ruină! Centrala de la porțile de fier este doar vârful, dacă vreți, proiectul cel mai cunoscut al sistemului hidroenergetic, al infrastructurii energetice construite de către comuniști. Centrala de la porțile de fier nu înseamnă însă numai ce vedeți dumneavoastră aici. Mulți dintre cei care mă urmăriți ca jurnalist încă de pe vremea când veneam din Reșița, știți că tatăl meu lucra la uzina constructoare de mașini din Reșița. De exemplu, porțile de fier însemnau și 30.000 de locuri de muncă la Reșița, unde se făceau turbinele, se făceau accesoriile, anexele pentru funcționarea acestei centrale, pentru întreținerea ei, pentru schimbarea echipamentelor. În momentul în care acest sistem a fost distrus, s-a distrus și toată industria subsecventă. Și asta a însemnat, oameni buni, nu numai cele 30.000 de locuri de la Reșița, care a ajuns un oraș pustiu, uzinele, halele, care altădată, atunci când eu eram copil și mă plimbam cu tatăl meu prin ele, erau pline de lume, pline de viață, pline de activitate. Produceau turbine electrice, produceau motoare navale, acum sunt goale, nu mai este nimic acolo. Asta înseamnă, oameni buni, 30.000 de familii.
care au rămas fără șansa unui trai decent și normal. Majoritatea au emigrat, prietenii mei din liceu, aproape toți cei pe care îi cunosc sunt plecați în străinătate. Fetele în Austria și în Italia, băieții în Germania, în Statele Unite, în Canada. Ce s-a întâmplat cu acest sistem, oameni buni? Noi ar fi trebuit să avem, în opinia mea, dacă aveam niște conducători normal la cap și care nu erau puși pe hoție și pe furt cu orice preț, care se gândeau cât de cât la oameni și la țară, noi puteam să avem acum un sistem energetic care să asigure energie electrică poate chiar gratuit, dacă nu chiar la prețuri foarte mici pentru întreaga populație. Și toată industria subsecventă funcțională, astfel încât să nu se piardă. V-am spus, dar Reșița sunt numai 30.000 de locuri de muncă, dar sunt multe alte sute de mii de locuri de muncă în toată România care depindeau de această industrie, industria energiei electrice. Ce au făcut ei după 1989? Dincolo de faptul că în 28 decembrie, și este foarte important să tot amintesc acest lucru pentru că el este cheia, el este rădăcina răului cu care ne confruntăm, în 28 decembrie Iliescu discuta la ambasada URSS-ului cu Petre Roman și cu Evgeni Teajelnikov cum să anexeze toată industria la Rusia înapoi, la URSS, URSS-ul care era pe moarte atunci, era în moarte clinică. Dincolo de acest aspect s-a întâmplat ceva mult mai grav. Întregul sistem energetic a fost parazitat, oameni buni. A fost parazitat de la bun început de către exponenții PSD-ului, FDSN-ului, PDSR-ului, PDL-ului, aripa, gruparea Udrea, și ulterior până la regimul lui Victor Ponta. Știm, cunoaștem celebra afacere în care a și fost condamnat Dan Șova, bunul prieten al lui Victor Ponta, pentru un astfel de parazitism. Este adevărat, nu are legătură cu hidroelectric, are legătură cu un alt sistem energetic, dar tot despre asta este vorba. Ce făcea Șova? Și acum vă dau exemplele corecte ca să înțelegeți. Ei ce au făcut? Fiecare cum s-au perindat la putere, au văzut în acest sistem energetic o mină de aur din care ei să scoată bani, să se îmbogățească, să scoată bani pentru partid și ei să se îmbogățească până peste măsură, parazitând acest sistem. Problema este, oameni buni, că parazitismul și furtul au fost atât de mari încât au făcut sistemul să nu mai aibă resurse să se modernizeze, să nu mai aibă resurse să se dezvolte și l-au adus până aproape de moarte. Pentru că acum acest sistem este îmbătrânit, este lipsit de investiții, toți banii care trebuiau investiți pentru retehnologizare, pentru ca el să funcționeze mai departe, să devină eficient, pentru a se crea alte investiții, au fost furați și sunt în vilele lor, în vacanțele lor, în conturile lor din străinătate. Și avem aici exponenți și vreau să vi iau pe rând. Regimul Ponta. Avem ca exponent celebru dosar în care Ponta și Șova au fost judecați. Ce au făcut? Ceva mai simplu acolo, sub pretextul că ar face servicii de avocatură, și au facturat foarte, foarte multe ore în plus și au subt bani fără să facă nimic. Avem un alt exemplu care vine din regimul Băsescu al lui Elena Udrea. Știți că apare și în dosarul Elenei Udrea, în care un băiat șmecher din energie îi dă Elenei Udrea ca șpagă ziarul Evenimentul Zilei. Sunt lucruri pe care le-am aflat și eu ulterior și unul dintre motivele pentru care am și plecat de lângă Dan Adronic, pentru că mi-am dat seama că omul nu este, face și el parte din această mafie, din acest grup infracțional organizat. Avem și dosare mai vechi, nu vă dau detalii pentru că probabil mulți le știți. Cei care doriți mai multe detalii puteți căuta pe Google Udrea plus Buzăianu plus Hidroelectrica, Șova plus Ponta plus dosar penal. Puteți căuta Dan Ioan Popescu plus Hidroelectrica, ca să veniți și pe vremea guvernării Adrian Năstase. Până acolo se știe, pentru că de acolo parchetul a început să-i ancheteze și să-i bage la pușcărie. Înainte nu exista justiție, totul era la mâna lor. Este situația în care Dragnea, rețeta, sistemul pe care Dragnea vrea să-l reconstruiască, ceea ce era înainte, când niciun procuror nu îndrăznea să lege de ei. Este dosarul Electrica cu Dan Ioan Popescu și cu firmele care vindeau, oameni buni, acolo a fost ceva mult mai grobian. Vindeau, mi-aduc aminte, detalii din acel dosar, prize luate de la chinezării, fel și fel de obiecte, fel și fel de aparate care erau necesare pentru întreținerea sistemului energetic. Erau luate cele mai ieftine produse, falsuri, și vândute în sistemul energetic a fiind produse de cea mai bună calitate. Vorbim despre ce face Tudorel Toader. Prietenul lui Tudorel Toader, Relu Fenechiu de la Iași, a fost condamnat într-un astfel de dosar cu niște aparate
industriale electrice pe care a pus ștampila sigla Siemens, ele fiind niște făcături, fiind niște vechituri și le-a vândut ca bune sistemului energetic. Oamenii ăștia au parazitat sistemul energetic, l-au căpușat într-o manieră în care pur și simplu toate resursele acestui sistem au fost drenate către ei și către averile lor, dragii mei. Din acest motiv, România a ajuns din poziția privilegiată în sud-estul Europei în 1989, la căderea comunismului, de a avea un sistem energetic relativ modern, bine pus la punct, care ar fi putut să transforme România, alături de alte măsuri destul de simple, într-o putere economică, cea mai importantă putere economică a Europei de Est, pe fondul faptului că noi nu aveam niciun fel de datorii externe. În loc să fim acolo, vă dați seama, după 30 de ani, nivelul de trai din România, oameni buni, ar fi putut să fie foarte aproape de nivelul de trai din toate țările occidentale, unde acum sunt peste 5 milioane de români refugiați economici. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta pentru un motiv și unul singur. Pentru faptul că o clică de mafioți care își trage seva din fosta securitate, din fostul Partid Comunist, după ce l-au ucis pe Nicolae Ceaușescu, au căpușat și au furat fără niciun fel de bun simț. Aici vroiam să ajung, oameni buni. Ideea care este că puteau să fure cu puțin bun simț. Să fure într-o manieră care să nu însemne că ei s-au comportat și așa s-au comportat ca un nor din acela de lăcustă, știți? În nenorocirile biblice pe care Dumnezeu le abate asupra Egiptului, este și norul de lăcuste care vine și roade tot, distruge tot. Asta au reprezentat ei, oameni buni. Asta a reprezentat pentru România clasa politică, mafia, de fapt, pentru că ei nu sunt o clasă politică, ei sunt niște grupuri infracționale organizate de corupție, de căpușare, de jaf a resurselor statului. Asta au reprezentat ei pentru România, un nor uriaș de lăcuste care a venit și a distrus tot în calea lui, a ras tot, a furat tot pentru un scop și unul singur, să se umple ei cât mai mult, să-și facă ei averile cât mai mari. Asta este, de fapt, entitatea, monstrul împotriva căruia noi luptăm, oameni buni, de 580 de zile. Ăsta este monstru împotriva căruia a trebuit să ieșim în stradă în 10 septembrie în număr cât mai mare. Multă lume mi-a scris și vreau să răspund la asta pe final. Mălin, ok, ieșim în stradă și care este planul? Dragii mei, vă spun cum v-am spus de fiecare dată. Avem un plan pe termen scurt și un plan pe termen lung. Pe termen scurt, să facem tot posibilul, să blocăm toate aceste inițiative, operațiuni, proiecte ale grupului infracțional organizat din jurul lui Liviu Dragnea de a distruge independența justiției. Putem să facem acest lucru eficient dacă ne adunăm în stradă număr cât mai mare, dacă facem în așa fel încât mesajele noastre să meargă la partenerii externi ai României, cum vom face în 10 septembrie, și să vină presiune internațională peste el. Pentru a veni presiune internațională trebuie să fie foarte clar pentru toți actorii, toți partenerii României, că poporul este împotriva lui Liviu Dragnea. Pentru asta este nevoie să fim un număr cât mai mare în stradă. Și când spun împotriva lui Liviu Dragnea, mă refer la întreaga mafie, oameni buni. Mafie care se întinde în toate partidele. Nu e vorba strict punctual de acest individ. Pe termen lung, trebuie să vorbim atât de mult despre istoria noastră, mai îndepărtată și recentă, despre greșelile pe care noi le-am făcut în ultimii 30 de ani, despre ce reprezintă ciuma roșie, încât la următoarele alegeri, din 18,5 milioane de oameni cu drept de vot, să se mobilizeze atât de mulți oameni la vot, încât ciuma roșie nu numai că ar trebui să piardă majoritatea, ci să scoboare sub un nivel de 10% de la care să moară, să se sufoce, pentru că nu va mai putea să aibă acces la nici un fel de resursă publică, nemai având nicio putere de negociere. Desigur, asta înseamnă un lucru simplu, pentru că foarte multă lume mă întreabă: domnul Mălin, dar cu cine votăm? Dar pe cine punem în loc? Oameni buni, eu nu o să vă dau nume de partide și de persoane, dar eu vă dau principii. Gașca asta, care timp de 30 de ani a distrus România și a căpușat-o cum a căpușat-o și acum v-am explicat punctual pe sistemul energetic ce se întâmplă, este clar că nimeni care a făcut parte în această gașcă nu ar mai trebui să fie votat, nu ar mai trebui să aibă acces la putere. Concluzia este simplă. Trebuie să-i votăm pe acei politicieni, pe acele partide care sunt noi, care n-au legătură cu vechea mafie. Sau dintre cele vechi, dacă sunt unele care și-au îndepărtat toți oamenii vechi și-au adus oameni noi, astfel încât este un principiu simplu. Cu aceiași oameni nu poți să faci o schimbare. Dacă vrei să faci o schimbare, trebuie să schimbi în primul rând oamenii. Despre asta este vorba, dragii mei. Dincolo de asta, noi avem niște principii pe care le-am pus deja ca revendicări ale noastre. Și planul ar trebui să fie pentru viitor să luptăm
sigur acum ca să oprim acest grup infracțional organizat, apoi ca să ne impunem acele măsuri. Dragii mei, și acele măsuri înseamnă modificarea Constituției, 300 de parlamentari, niciun penal pe funcții publice. Înseamnă modificarea codului penal, dublarea pedepselor pentru corupție, judecarea corupților în regim de urgență, verificarea averii tuturor persoanelor care au ocupat funcții publice în ultimii 20 de ani. Asta este o chestiune pe care dacă noi o facem, nu vă imaginați câți bani putem să recuperăm pentru stat. Confiscarea tuturor averilor care nu se pot justifica. Dom'le, în ultimii 20 de ani ai ocupat o funcție publică, da, perfect, îți verificăm averea. Averea ta, averea copiilor tăi, averea părinților tăi, averea, mergem până la rudele de gradul 2. Tot ce nu poți să justifice, statul confiscă. Veți fi surprinși, veți fi uimiți cât de mulți bani putem să scoatem din astfel de acțiuni. Pentru că România, în momentul de față, la cât de gravă este corupția și la câte prejudicii au produs acești oameni poporului român, nu are nevoie de relaxarea luptei anticorupție. Are nevoie de măsuri mai dure. Are nevoie de năsprirea luptei anticorupție. Are nevoie nu numai de stoparea lor, ci și de recuperarea banilor pe care ei i-au furat, atât cât se mai poate recupera, atât cât se mai poate găsi în vilele lor, în fermele lor de porci, în palatele lor, în piscinele lor, în toate bunurile pe care ei le au. Pe final, dragii mei, vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mă ajutați să fac față acestei perioade de blocaj pe Facebook, tuturor celor care distribuiți materialele mele video de pe YouTube, pe Facebook. Soluția cea mai simplă este să mă tăguiți atunci când le distribuiți și apare și pe pagina mea de Facebook, dar este important să distribuiți dumneavoastră în cât mai multe locuri aceste materiale, astfel încât să le vadă în continuare cât mai multă lume. Ca să nu ratați materialele, puteți să vă abonați pe pagina de YouTube, este, după ce vă abonați, este și un clopoțel acolo pe care dacă îl bifați, puteți să primiți alerte chiar pe telefonul mobil din aplicația YouTube de câte ori eu postez câte ceva nou. Nu o să vă stresez pentru că pe YouTube postez odată 1-2 videoclipuri pe zi, deci nu postez la fel de des ca pe Facebook, astfel încât să existe riscul să fiți inundați cu prea multe alerte. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere. Nu uitați, în data de 7 septembrie la ora 18 ne vedem la Paris în piața Trocadero. În 8 septembrie la ora 18 ne vedem la Roma, lângă columna lui Traian. În data de 9 septembrie la ora 18 ne vedem la Milano, la Consulatul General al României din Milano. În data de 10 septembrie ne vedem la Strasbourg, pe pagina Acord Diaspora, sunt toate detaliile evenimentului. Și în data de 11 septembrie ne vedem la Zurich, la Rathaus Brücke, de la ora 20. Dacă sunteți din aceste țări, vă rog foarte mult să mă ajutați. Evenimentele pentru fiecare țară în parte sunt pe Mălin Bot, pagina publică. Vă rog din suflet să le distribuiți în perioada următoare pe Facebook aceste evenimente, pentru că eu nu pot să le distribui. În continuare sunt blocat 30 de zile, am aflat între timp cam cum au acționat pesediștii, cam cum s-au mobilizat, scriem scrisori toți către Facebook, dar din păcate fiind o țară din lumea a treia, se pare că nu suntem băgați în seamă. Vă mulțumesc și rămâneți atenți pe pagina mea de YouTube, eventual pe pagina de Instagram, pentru că și acolo voi încerca să fiu mai activ, astfel încât să rămânem în contact, dragii mei. Nu pot să ne închidă gura, oameni buni. Dacă noi suntem hotărâți, uniți, determinați să ne facem voce auzită, ei nu au cum să ne închidă gura. Vă mulțumesc din suflet!